Aplicarea înțelepciunii interioare. Toate teoriile din lume rămân inutile în absența acțiunii, a schimbării pozitive, iar în final a vindecării. Capitolul 11. Acceptarea prosperității. Atunci când ne temem, noi ne propunem să controlăm totul în jur. Dar nu reușim decât să blocăm complet fluxul darurilor vieții. Ai încredere în viață. Ea îți poate oferi chiar acum tot ce ai nevoie. Puterea din interiorul nostru își dorește din toată inima să ne dăruiască din abundență și pe loc tot ceea ce ne dorim. Problema nu este că viața ne-ar refuza vreun dar, ci că noi suntem adeseori incapabili să îl primim. Atunci când ne dorim cu adevărat ceva, puterea din lăuntrul nostru nu spune niciodată: bine, o să mă gândesc. Ea reacționează imediat și ne trimite exact ce i-am cerut. Dar noi trebuie să fim pregătiți pentru a primi darul ei. Dacă nu suntem pregătiți și nu îi răspundem poștașului, deschizându-i ușa, darul care ne-a fost trimis se va întoarce și va fi pus la păstrare în depozitul dorințelor neîmplinite. Mulți oameni vin la conferințele mele și mă ascultă cu brațele încrucișate pe piept. Fără să vreau, mă întreb întotdeauna: cum vor putea recepta acești oameni cuvintele mele dacă sunt atât de închiși? Unul din cele mai frumoase gesturi simbolice pe care le cunosc este acela de a-ți deschide larg brațele în fața universului, astfel încât acesta să remarce gestul tău și să-i răspundă. Mulți oameni se simt însă extrem de speriați, gândindu-se că dacă s-ar deschide prea tare în fața universului, ar putea primi tot felul de lucruri rele de la acesta. De altfel, chiar le-ar primi, până când își vor schimba acele gânduri din lăuntrul lor care îi fac să se gândească la astfel de lucruri. Atunci când vorbim despre prosperitate, foarte mulți oameni se gândesc automat la bani. În realitate, există mult mai multe lucruri care intră sub incidența acestui concept, cum ar fi timpul, iubirea, succesul, confortul, frumusețea, cunoașterea, relațiile și sănătatea. Dacă te simți întotdeauna sub presiune deoarece nu ai suficient timp pentru tot ceea ce îți propui să faci, înseamnă că suferi de o lipsă. Dacă simți că succesul este mai presus de puterile tale, nu-l vei atinge niciodată. Dacă simți că viața este o povară stresantă, nu te vei bucura niciodată de ea. Dacă simți că ești ignorat și că nu înțelegi nimic din viață, nu te vei putea conecta niciodată la înțelepciunea universului. Dacă simți în permanență o lipsă de iubire, nu vei putea atrage niciodată în viața ta oameni capabili să te iubească. Ce putem spune însă despre frumusețe? Întreaga natură care ne înconjoară este splendidă. Percepi tu această frumusețe care îți taie răsuflarea? Sau ți se pare că această lume este urâtă și murdară? Dar cu sănătatea cum stai? Ești bolnav tot timpul? Răcești imediat? Te doare peste tot? În sfârșit, putem vorbi și de bani. Foarte mulți oameni îmi spun că nu au suficient bani. Mă întreb însă cât de mult își permit ei să aibă. Cea mai mare parte din ei se simt legați de un venit fix. Cine le-a fixat însă acest venit? Până acum nu am vorbit deloc despre disponibilitatea de a primi. Toți oamenii se gândesc: o să-mi doresc cu tare și cu tare lucru. Dar abundența și prosperitatea depind înainte de toate de capacitatea lor de a accepta.
Dacă nu primești ceea ce îți dorești, înseamnă că pe un anumit nivel al subconștientului tău nu accepți darurile vieții. Dacă ești zgârcit cu viața, viața va fi la fel de zgârcită cu tine. Dacă furi ceva de la viață, și ea va fura ceva de la tine. Fii cinstit cu tine însuți. Noi vorbim adeseori de cinste, onestitate și sinceritate. Dar nu întotdeauna realizăm înțelesul profund al acestor cuvinte. Ele nu au nimic de a face cu moralitatea și cu bunătatea stupidă. Adevărata onestitate interioară nu are nimic de a face cu ideea de a nu fi prins și a nu ajunge la închisoare. Ea reprezintă înainte de toate un act al iubirii de sine. Principala valoare a cinstei este legată de faptul că noi nu putem primi decât ceea ce oferim. Legea cauzalității operează pe toate nivelele existenței. Dacă ne judecăm sau ne acuzăm singuri, noi vom fi judecați. Dacă suntem întotdeauna mânioși, ne vom confrunta cu mânia oriunde ne vom duce. În schimb, dacă ne vom iubi pe noi înșine, ne vom pune la unison cu iubirea universală, iar viața ne va răspunde cu aceeași iubire. Imaginează-ți de pildă că apartamentul tău tocmai a fost spart. Ce-ți trece imediat prin minte? Că ești o victimă? Apartamentul mi-a fost jefuit! Cine mi-a făcut așa ceva? Știu cât de devastatoare este această experiență, dar nu crezi că ar trebui să te gândești la felul în care ai atras tu însuți acest eveniment? Așa cum spuneam, foarte mulți oameni refuză să își asume responsabilitatea pentru crearea propriilor lor experiențe, cel puțin în anumite momente din viața lor. Lor le este mult mai ușor să dea vina pe altcineva. Și, totuși, creșterea spirituală nu se poate produce decât atunci când ajungem să ne dăm seama că nimic din ceea ce există în afara noastră nu este important pentru noi. Și că toate experiențele noastre importante se nasc mai întâi în interiorul nostru. Ori de câte ori aud că cineva a fost jefuit sau a experimentat o pierdere, îl întreb imediat: de la cine ai furat recent? Dacă observ o grimasă pe fața lui, îmi dau seama că am atins un punct sensibil. Atunci când ne amintim de ceva necuvenit ce am luat de la altcineva, iar apoi de pierderea noastră recentă, legătura dintre cele două evenimente se realizează de la sine. Atunci când luăm ceva ce nu ne aparține, noi pierdem de regulă ceva mai prețios. De pildă, putem lua bani sau un obiect care nu ne aparține, dar putem pierde o relație. Dacă furăm o relație, putem să ne pierdem slujba. Dacă luăm de la birou rechizite, putem pierde un tren sau putem rata o întâlnire importantă. Acest gen de pierderi ne lovesc întotdeauna într-un domeniu important din viața noastră. Foarte mulți oameni fură de la marile companii, din magazine, din restaurante și din hoteluri, gândindu-se că aceste companii își pot permite cu ușurință pierderile. Acest tip de raționament nu este valabil, întrucât legea cauzei și efectului este implacabilă, iar furtul se va întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva lor. Cine ia fără să îi se cuvină, are de pierdut. Cine dăruiește gratuit, câștigă ceva. Această lege este imuabilă. Dacă ai parte de foarte multe pierderi sau de tot felul de necazuri, ar trebui să analizezi felul în care știi să primești. Unii oameni care nici nu visează să fure lucruri nu se spie să își priveze semenii de timp sau să le reducă respectul de sine. Ori de câte ori faci pe altcineva să se simtă vinovat, tu îi furi practic respectul de sine.
A fi cu adevărat cinstit pe toate nivelele presupune foarte multă introspecție și autoanaliză. Atunci când luăm ceva ce nu ne aparține de la altcineva, noi îi transmitem practic universului că nu ne simțim demn să câștigăm singur pâinea, că nu ne simțim suficient de buni, că suntem de acord ca altcineva să fure de la noi, la fel cum furăm noi de la alții. Procedând în acest fel, noi ne afirmăm convingerea în absența abundenței. De vreme ce ne grăbim să punem mâna pe ceea ce ne dorim, chiar dacă respectivul lucru nu ne aparține, aceste convingeri greșite se adună în jurul nostru ca niște ziduri și ne împiedică să experimentăm abundența și bucuria de a trăi. Ele nu reprezintă însă adevărul ființei noastre. Noi suntem niște ființe magnifice care merită într-adevăr tot ce poate fi mai bun. Planeta pe care trăim ne poate asigura tuturor tot ce avem nevoie din abundență. Cea care ne dă drepturi la tot ce poate fi mai bun în viață este conștiința noastră. Cea care afirmă, gândește și acționează. Dacă vom înțelege foarte clar că gândurile noastre ne creează realitatea, noi ne putem folosi de evenimentele din viața noastră ca de un mecanism de feedback, care ne poate învăța ce lucruri trebuie să schimbăm în continuare în ființa noastră. Cinstea absolută, care nu concepe să fure nici măcar o agrafă de birou, reprezintă o alegere pe care merită să o facem din iubire față de noi înșine. Cinstea ne ajută să ne construim o viață mai lină și mai ușoară. În cazul în care casiera dintr-un magazin uită să îți înregistreze anumite mărfuri pe care le ai în coș, iar tu îți dai seama de acest lucru, este datoria ta spirituală să-i atragi atenția. Desigur, dacă nu-ți dai seama de acest lucru decât acasă sau două zile mai târziu, situația se schimbă. Dacă necinstea produce atâta dizarmonie în viața noastră, imaginează-ți ce poate face iubirea și onestitatea. Tot ce este mai bun în viața noastră. Surprizele minunate de care avem parte uneori sunt create tot de noi înșine. Dacă vom privi în interiorul nostru cu iubire necondiționată și cu onestitate, noi vom descoperi aici în ce constă puterea noastră. Ceea ce putem crea cu ajutorul conștiinței noastre are o valoare infinit mai mare decât banii pe care i-am putea fura vreodată. Casa ta este sanctuarul tău. Tot ceea ce te înconjoară reprezintă o reflectare a ceea ce crezi tu că meriți să primești de la viață. De pildă, privește-ți casa. Este aceasta un loc în care îți faci cu adevărat plăcere să locuiești? Este ea confortabilă și luminoasă? Sau este dezordonată și murdară? Același lucru îl putem spune și despre mașina ta. Reflectă aceasta iubirea pe care ți-o porți? Te indispun hainele pe care trebuie să le porți? Hainele reflectă în mare măsură ceea ce simți în legătură cu tine însuți. Din fericire, gândurile legate de sine pot fi oricând schimbate. Dacă dorești să-ți găsești o casă nouă, începe prin a te deschide în interior față de această idee și afirmă că noua ta casă te așteaptă. Într-o perioadă din viața mea în care îmi căutam o casă în Los Angeles, nu venea să cred ce orori puteam găsi. Mă gândeam tot timpul că mă aflu în Los Angeles, un oraș plin cu locuințe fabuloase. Unde se aflau însă acestea? Mi-a luat 6 luni ca să găsesc ceea ce căutam, dar trebuie să recunosc că ceea ce am găsit era magnific. În perioada în care mă aflam în căutare, clădirea se afla în construcție. După ce a fost gata, am găsit apartamentul dorit, așteptându-mă. În cazul în care cauți ceva, dar nu găsești, există întotdeauna un motiv care se ascunde în spate.
Dacă dorești să te muți dintr-o casă deoarece nu-ți place, începe prin a-i mulțumi. Afirmă-ți recunoștința pentru faptul că ți-a acordat adăpost. În cazul în care chiar îți displace și îți vine greu, începe cu o parte din ea pe care o preferi. De pildă cu un colț din dormitorul tău. Nu spune niciodată, detest această casă, întrucât nu vei putea atrage ceva mai frumos decât ea. Începe prin a-ți iubi actuala casă, astfel încât să te poți deschide față de primirea unei case noi. În cazul în care casa ta este dezordonată și murdară, începe prin a face curăție în ea. Nu uita, casa ta te reflectă pe tine. Relațiile pline de iubire. Personal, sunt o mare admiratoare a doctorului Bernie Siegel din Connecticut, marele oncolog care a scris cartea Iubire, Medicină și Miracole. Dr. Siegel a învățat foarte multe lucruri de la bolnavii săi de cancer. Iată ce spune el despre iubirea necondiționată. Foarte mulți oameni, îndeoseb bolnavi de cancer, ajung să creadă că în centrul ființei lor se ascunde ceva îngrozitor de rău. Un defect pe care trebuie să îl ascundă, dacă doresc să aibă șansa de a fi iubiți. Ei se simt neiubiți și nedemni de a fi iubiți și consideră că dacă sinele lor, real, ar fi cunoscut de ceilalți oameni, ei ar fi condamnați la singurătate. Acești indivizi își creează mecanisme de autoapărare care îi împiedică să-și împărtășească sentimentele cele mai intime cu ceilalți oameni. Datorită golului profund pe care îl simt în interior, ei ajung să înțeleagă toate relațiile și toate tranzacțiile ca pe o manieră de a-și umple acest gol interior pe care nu-l înțeleg. Ei își dăruiesc iubirea doar condiționat, în schimbul unui alt lucru. Din păcate, pentru ei, această atitudine le amplifică golul interior, iar cercul vicios se adâncește. Ori de câte ori țin o conferință și le ofer ascultătorilor mei ocazia de a-mi pune întrebări, sunt absolut convinsă că printre acestea se va număra și următoarea. Cum îmi pot crea o relație sănătoasă și de durată? Și nu mă înșel niciodată. Toate relațiile sunt importante, întrucât toate reflectă ceea ce simți pentru tine însuți. Dacă te acuzi și te critici în permanență, fiind convins că tot ce nu merge în viața ta este din vina ta, sau dacă te consideri o victimă, tu vei atrage automat acel tip de relație care îți va întări această convingere. O femeie mi-a povestit odată că avea o relație cu un bărbat foarte atent și iubitor, dar că simțea tot timpul nevoia să-i testeze dragostea. Am întrebat-o, de ce simți nevoia să-i testezi dragostea? Mi-a răspuns că se simțea nedemnă de iubirea lui, întrucât se iubea îndeajuns de mult pe ea însăși. I-am sugerat să practice un mic exercițiu de 3 ori pe zi, să-și deschidă larg brațele și să repete: sunt dornică să las iubirea să pătrundă în mine. Mă simt în siguranță atunci când iubirea pătrunde în interiorul meu. Am învățat-o să se privească în ochi, într-o oglindă, și să spună: merit, oricum sunt dornică să mă bucur de iubire, chiar dacă nu aș merita-o. Adeseori, noi ne refuzăm singur ceea ce ne dorim, deoarece nu credem că merităm aceste lucruri. Să spunem că dorești să te căsătorești sau să ai parte de o relație de lungă durată. Persoana cu care te întâlnești are 4 din calitățile pe care ți le dorești de la un partener. Ești conștient că te afli pe calea cea bună, dar îți dorești ceva mai mult. În funcție de cât de mult crezi că meriți să fii iubit,
tu îți poți întâlni foarte rapid partenerul ideal sau îl poți întâlni abia a 12-a oară. În mod similar, în cazul în care crezi sincer că o putere superioară te înconjoară numai cu oameni iubitori și că toți cei pe care îi întâlnești te vor face fericit, tu ai toate șansele să atragi în viața ta astfel de relații. Relații codependente. Relațiile personale reprezintă principala prioritate pentru marea majoritate a oamenilor. Dacă te afli întotdeauna în căutarea iubirii, înseamnă că nu-ți sunt clare motivele pentru care dorești să fii iubit. Mulți oameni se gândesc: oh, ce bine ar fi dacă m-ar iubi și pe mine cineva. Din păcate pentru ei, nu așa funcționează lucrurile. Unul din exercițiile pe care ți le recomand dacă te afli în această situație este să scrii pe o foaie de hârtie toate calitățile pe care ți le dorești de la o relație, cum ar fi umorul, intimitatea, comunicarea deschisă și pozitivă, etc. Recitește apoi lista. Ți se pare aceste standarde imposibil de atins? Câte dintre aceste cerințe le manifesti tu însuți? Există o mare diferență între nevoia de a fi iubit și disperarea născută din dorința de a fi iubit. Dacă ești disperat după iubire, înseamnă că îți lipsește iubirea și aprobarea celei mai importante persoane din viața ta, tu însuți. În astfel de cazuri, oamenii se implică în relații de codependență, la fel de ineficiente pentru amândoi partenerii. Atunci când simțim nevoia acută ca altcineva să ne împlinească, noi suntem codependenți. Dacă ne bazăm pe altcineva care să aibă grijă de noi, astfel încât să nu mai fim nevoiți să facem noi acest lucru, înseamnă că suntem codependenți. Mulți oameni care provin din familii disfuncționale au învățat tiparul codependenței în familia în care au crescut. Personal, am crezut foarte mulți ani la rând că nu sunt suficient de bună. Așa că am căutat tot timpul iubirea și aprobarea tuturor celor din jurul meu. Dacă îi spui tot timpul unei persoane apropiate ce trebuie să facă, înseamnă că încerci să o manipulezi. Pe de altă parte, dacă încerci să-ți transformi propriile tipare mentale, lucrurile vor intra în mod natural pe făgașul lor normal. Stai în fața oglinzii și gândește-te la convingerile negative care ți-au fost inoculate în copilărie și care ți-au afectat întotdeauna relațiile. Îți poți da seama că tu recreezi în permanență aceleași comportamente? Gândește-te acum la convingerile pozitive care ți-au fost inoculate în copilărie. Ce fel de comportamente îți induc acestea prin comparație cu cele negative? Spune-ți că gândurile negative nu-ți mai sunt de folos și înlocuiește-le cu afirmații contrare, pozitive. Notează în scris noile afirmații și plasează-le undeva la vedere. Fii răbdător cu tine însuți. Noile convingeri au nevoie de timp pentru a se putea integra în subconștient, la fel cum au avut nevoie și cele vechi. Personal, mi s-a întâmplat de multe ori să alunec din nou în vechile tipare mentale înainte ca cele noi să prindă rădăcini în subconștientul meu. Reține, dacă vei începe să contribui direct la împlinirea nevoilor tale, tu nu vei mai fi atât de vulnerabil, de codependent. Totul depinde de cât de mult te iubești pe tine însuți. Dacă te vei iubi cu adevărat, tu vei rămâne centrat în sine, calm și sigur pe tine, iar relațiile tale de acasă și de la serviciuri vor deveni extrem de armonioase. Vei constata atunci că reacționezi diferit în fața unor situații și a unor oameni diferiți.
Dintr-o dată, chestiuni care altădată ți s-ar fi părut disperate sau urgente nu vor mai conta atât de mult. Vei cunoaște noi oameni, iar o parte din cei vechi vor dispărea în mod natural din viața ta. Lucru care, la început, te poate speria, dar care, în timp, se va dovedi extrem de incitant. Dacă ai înțeles limpede ce anume aștepți de la o relație, trebuie să ieși în lume și să cunoști oameni. Partenerul ideal nu va apărea subit la ușa ta. O modalitate excelentă de a cunoaște oameni noi este participarea la un grup de sprijin sau la un curs. Ea îți permite să cunoști oameni care au preocupări comune cu ale tale și care gândesc la fel ca tine. Este uimitor cât de rapid îți poți face prieteni noi în acest context. Există numeroase grupuri și cursuri organizate în toate orașele mari din lume. Tot ce trebuie să faci este să le cauți. Și mai bine ar fi dacă te-ai asocia cu alți oameni care împărtășesc aceleași interese ca și tine. Iată o afirmație pe care ți-o sugerez în această direcție. Sunt deschis și receptiv în fața tuturor experiențelor minunate și benefice care îmi ies în cale. Sună oricum mai echilibrat decât să îți spui: îmi caut un iubit nou sau o iubită nouă. Fii deschis și receptiv, iar Universul îți va răspunde, trimițându-ți tot ce poate fi mai bun pentru tine. Pe măsură ce iubirea pe care ți-o porți se va amplifica, vei descoperi că respectul de sine o însoțește îndeaproape. Dacă vei înțelege că schimbările îți sunt necesare și benefice, îți va fi mult mai ușor să le introduci în viața ta. Iubirea nu este niciodată în afara ta, ci în lăuntrul tău. Cu cât vei emite mai multă iubire, cu atât mai mult vei fi iubit. Convingeri legate de bani. Teama legată de bani se datorează întotdeauna programării care ne-a fost inoculată în copilărie. O femeie care a participat la unul din seminariile mele mi-a povestit odată că tatăl ei, deși era foarte bogat, se temea în permanență că va da faliment. Așa că i-a transmis această teamă. De aceea femeia a crescut cu spaima că va pierde tot ce are. Tatăl ei obișnuia să-și manipuleze familia prin cultivarea unui sentiment de vinovăție. Femeia a avut suficienți bani toată viața, dar lecția ei de viață era să renunțe la teama că nu ar putea avea grijă de ea fără ajutorul acestora. Mulți dintre părinții noștri au crescut în anii Marii Recesiuni, iar noi le-am moștenit temerile de genul: aș putea face foame, aș putea să nu-mi găsesc niciodată o slujbă, sau mi-aș putea pierde casa, mașina, etc. Când cresc într-o asemenea atmosferă, puțini copii sunt capabili să-și spună: prostii, nimic nu este adevărat. Dimpotrivă, ei acceptă convingerile părinților lor și își spun: da, așa este. Fă o listă cu convingerile părinților tăi legate de bani. Întreabă-te apoi dacă ești dispus să mai accepți aceste convingeri inclusiv la ora actuală. Optează pentru a transcende temerile și limitările părinților tăi, căci viața ta nu mai seamănă cu a lor. Renunță să mai repeți aceste convingeri depășite. Modifică imaginile din mintea ta. Dacă în față îți apare o oportunitate, nu te mai gândi la lipsurile din trecut. Adoptă un nou mesaj pentru ziua de astăzi. Afirmă că este în regulă să ai foarte mulți bani și că intenționezi să îi folosești cu înțelepciune.
Este absolut normal și natural ca oamenii să aibă mai mulți bani în anumite momente din viața lor și mai puțin în altele. Dacă vei avea încredere în puterea interioară care se îngrijește întotdeauna de tine, tu vei putea trece mult mai ușor prin perioadele dificile din punct de vedere financiar, știind că vor veni timpuri mai bune. Banii nu reprezintă un răspuns la problemele cu care ne confruntăm. Deși majoritatea oamenilor cred că dacă ar dispune de foarte mulți bani, nu ar mai avea niciun fel de problemă și nici un fel de griji. Banii nu reprezintă însă adevăratul răspuns. Foarte mulți oameni extrem de bogați nu sunt deloc fericiți. Fii recunoscător pentru ceea ce ai. Am cunoscut odată un domn care mi-a spus că se simte vinovat pentru că nu își poate răsplăti prietenii pentru sprijinul lor și pentru bunătatea pe care i-au arătat-o într-o perioadă în care nu se descurca prea bine. I-am răspuns că există momente în care Universul ne oferă foarte mult, într-o formă sau alta, și în care noi nu putem să dăruim înapoi tot ceea ce primim. Indiferent în ce formă decide Universul să-ți îndeplinească o nevoie, fii recunoscător. Va veni o vreme când vei putea ajuta și tu pe altcineva, poate nu neapărat cu bani. Poate că îi vei putea oferi din timpul tău sau din compasiunea ta. De multe ori, noi nu ne dăm seama că aceste daruri sunt chiar mai valoroase decât cele în bani. Îmi amintesc de foarte mulți oameni care m-au ajutat enorm în tinerețea mea, într-o perioadă în care mi-ar fi fost imposibil să-i răsplătesc în vreun fel. Mulți ani mai târziu, am avut la rândul meu posibilitatea să-i ajut pe alți oameni. Adeseori, noi simțim nevoia să răsplătim imediat orice gest amabil față de noi. Dacă cineva ne face cinste la restaurant, noi simțim nevoia să-l invităm chiar a doua zi la un alt restaurant, astfel încât să ne revanșăm. La fel, dacă cineva ne face un dar, noi simțim nevoia să-i facem la rândul nostru un dar, chiar a doua zi. Învață să primești cu un simplu mulțumesc. Învață să accepți. Universul apreciază mult mai mult această deschidere interioară decât dorința de a te revanșa. Multe din problemele noastre se datorează incapacității noastre de a primi. Adeseori, noi dăruim cu ușurință, dar nu acceptăm la fel de ușor. Dacă cineva îți face un dar, zâmbește și spune-i mulțumesc. Dacă îi vei spune, oh, nu-mi place culoarea sau port altă mărime, te asigur că nu vei mai primi vreodată ceva de la el. Acceptă cu grație darul persoanei și, dacă într-adevăr nu se potrivește, dăruiește-l mai departe cuiva care îl poate folosi. Noi ar trebui să fim întotdeauna recunoscători pentru ceea ce avem, astfel încât să putem atrage mai multe lucruri bune în viața noastră. Dacă ne vom focaliza asupra lipsurilor din viața noastră, vom atrage noi și noi lipsuri. Dacă avem datorii, noi trebuie să ne iertăm, nu să ne disprețuim. Mai mult, trebuie să ne concentrăm asupra plății datoriilor prin repetarea de afirmații și prin vizualizări. Cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru cineva care nu are bani este să-l învățăm cum să-și cultive o conștiință a banilor. Numai în acest fel va putea obține el banii de care are nevoie pe termen lung. Dacă nu facem decât să-i dăm niște bani, aceștia nu vor dura prea mult și în scurt timp persoana va avea nevoie de alții. Eu nu spun că nu trebuie să dăruim niciodată bani, ci doar că nu trebuie să-i dăruim numai pentru că ne simțim vinovați. Mulți oameni se simt obligați să-și ajute semenii. Ei bine, și tu ești unul dintre acești oameni care merită să fie ajutați. Și tu meriți să fii prosper. Conștiința ta este cel mai bun cont bancar pe care îl poți avea. Dacă vei cultiva gânduri pozitive,
tu vei primi o dobândă uriașă. Zeciuiala este un principiu universal. Una din cele mai bune modalități de a atrage bani în viața ta este zeciuiala. Dăruirea 10% din veniturile câștigate este considerată din vechime un principiu universal. După părerea mea, aceasta reprezintă o formă ideală de a te revanșa în fața vieții. Cei care dăruiesc 10% din cât câștigă prosperă întotdeauna mai accelerat. Biserica le-a cerut întotdeauna oamenilor această zecială, care a reprezentat una din principalele sale forme de venit. În anii din urmă, principiul s-a răspândit și în alte domenii spirituale. Întreabă-te ce instituție, ce domeniu sau ce persoane contribuie cel mai mult la îmbunătățirea calității vieții tale și direcționează-i apoi zeciuiala către instituția, domeniul sau persoanele respective. Dacă nu ești tentat să oferi bani bisericii sau unei persoane, există nenumărate organizații non-profit care fac o treabă excelentă, aducându-și o mare contribuție într-un domeniu sau altul de activitate. Fă cercetări și află la care organizație ai dori să contribui. Mulți oameni își spun, voi dărui o parte din venitul meu atunci când voi avea mai mulți bani. În mod evident, ei nu ajung să facă niciodată acest lucru. Dacă dorești să practici zeciuiala, începe chiar acum și observă amplificarea fluxului binecuvântărilor în viața ta. Dacă dăruiești însă o zecime din venitul tău, numai pentru a obține ceva în schimb, înseamnă că ai ratat întreaga semnificație a actului de dăruire. Acești bani trebuie oferiți fără să aștepți nimic în schimbul lor. În caz contrar, mecanismul nu va funcționa. În ceea ce mă privește, eu consider că viața a fost foarte bună cu mine. De aceea dăruiesc cât de mult pot în diferite maniere. Există foarte multă abundență în această lume care nu așteaptă altceva decât să o experimentezi. Dacă ai pornit de la premisa că există mai mulți bani decât ai putea cheltui vreodată, mai mulți oameni decât ai putea cunoaște vreodată, și mai multă fericire decât ți-ai putea imagina vreodată, tu te-ai bucurat de tot ce îți dorești după pofta inimii. Dacă îi ceri lui Dumnezeu să-ți ofere tot ce poate fi mai bun pentru tine, atunci ai încredere că puterea din interiorul tău îți va oferi aceste lucruri. Fii cinstit cu tine însuți și cu ceilalți oameni. Nu înjela pe nimeni, nici măcar un pic, și vei fi răsplătit înzecit. Inteligența infinită care penetrează întreaga realitate nu știe să spună decât da. Procedează și tu la fel. Orice situație îți apară în viață, nu te grăbi să o respingi. Spune-i da. Deschide-te în fața binelui. Spune da lumii în care trăiești. În acest fel, oportunitățile și prosperitatea din viața ta se vor amplifica la infinit. Oameni frumoși, mă opresc aici cu această înregistrare și vreau să vă mulțumesc că ați ascultat și această înregistrare. Sper că v-a fost de folos și v-a trezit măcar o conștientizare. Și dacă v-a plăcut, vă invit să dați un like. Vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu ați făcut-o încă, m-ar ajuta foarte mult. Vă invit, bineînțeles, să împărtășiți această înregistrare și cu cei din jurul vostru, dacă credeți că le este de folos și că le va plăcea. Și vă mulțumesc tare, tare mult că sunteți aici pe canalul meu de YouTube și că mi-ascultați înregistrările. Vă iubesc!